Timp de 3 zile în sala polivalentă din Călăraș s-a desfășurat prima ediție a Cupei Dunării de handbal masculin. Organizatoarea turneului a fost AHC Dunărea Călăraș. Alături de echipa gazdă au mai participat la turneu Steaua București, CSM București și CSM Vaslui. Prima partidă s-a jucat joi 22 august de la ora 17:30 între Steaua București și CSM Vaslui, partidă câștigată de Steaua București cu scorul de 36-31. Thank you.
Steaua București. În această primă De la 19:30 a avut loc partida dintre AHC Dunărea Călăraș și CSM București, partida câștigată de CSM București cu scorul de 28-24. Să ne apropiem la gol. Hai!
23 august de la 17:30 a avut loc partida dintre CSM București și Steaua București, încheiată cu victoria steliștilor cu scorul de 29-28.
De la ora 19:30, AHC Dunărea Călăraș a jucat cu CSM Vaslui, pe care a învins-o cu scorul de 32-25.
Sâmbătă 24 august, începând cu ora 12:30, s-a disputat partida dintre CSM Vaslui și CSM București, vasluienii câștigând cu scorul de 32-31. Arbitrilor din această partidă, total 7 și 9 ani, Ștefan,
Ultima partidă a turneului s-a desfășurat de la 12:30 între AHC Dunărea Călăraș și Steaua București, călărășenii impunându-se cu scorul de 31-27. Pentru buna, pentru așa.
Vânzătoarea turneului a fost echipa organizatoare AHC Dunărea Călăraș cu două victorii contra CSM Vaslui și Steaua București și o înfrângere cu CSM București. Locul 2 a fost ocupat de echipa Steaua București cu două victorii contra CSM Vaslui și CSM București și o înfrângere cu AHC Dunărea Călăraș. Pe locul al treilea s-a clasat CSM Vaslui cu o victorie contra CSM București și două înfrângeri cu AHC Dunărea Călăraș și Steaua București. Iar pe locul 4 a terminat CSM București cu o victorie contra AHC Dunărea Călăraș și două înfrângeri cu Steaua București și CSM Vaslui. La finalul competiției sportive au fost premiați golgheterul turneului Florina Catrinei de la CSM Vaslui, cel mai tehnic jucător Cârsto Miloșovici de la Steaua București, cel mai bun portar Vlad Rusu de la AHC Dunărea Călăraș și arbitrii partidei. Así que se va a